Discuțiile despre scandalul zilei au continuat în casă, iar Hatice, Mihai și Roberto analizau situația. S-au întâmplat multe după emisiune. Tine, Dani, Antoni. De ce e greu? O să vezi ce o să fie și în live, o să fiecare cu fiecare o să te certe între ei. Și? Să mai înțeleagă nimic. Dar să se certe între ei singuri, nu, eu nu încerc cu nimeni. Eu îi răspund decât doamna Simona, dar nu răspund. Că și aceea pe terasă stăteau și zicea Antonio, că bă, că mă vede tata că mă cer cu Roberto. Ori dăm care pe care, ori nu știu ce, nu știu. Tu las mărdeală, trage. De că o să dea și cu mine cu doamna Lărida. Cum? Eu cu doamna Lărida. Te certați? Mai e cea când vorbea cu tine. Nu mai știu. Nu mă văd eu. Nu mai știu nimic de când am intrat aici. Ba, parcă îmi spunea, da, de ce îl faci mărdui pe Dan. Păi nu, el n-a vrut să vină să... Îl ținea Diana, ce îl ținea, nu mai știu. Cred că aș îmi da cu dopul în casă. Pă, bun. Eu cu căștile în urechi. Abia aștept marea finală să-i aplaude parții când câștigă premiul. Să le înguce foc, îi aplaudă. Cum vrea Dumnezeu. Vedem. Mâine va fi grele. Mâine? Trebuie să te gândești la tot parcursul emisiunii. Gândește-te că doar Andrei, de fiecare dată când a fost în cursă, a fost mire. La început a fost numai locul 1. Susținătorii lui Andreea i-a ridicat-o și pe Simona. La voi doi la fel. Vlad cu Cătălina sunt acolo. Ei, toți suntem acolo, nu e niciunul. Da. Poate unii nici nu s-a implicat de mult săptămânile astea așa. La sfârșit, susținătorii mei, cu susținătorii lui Irina, cu susținătorii lui... N-o să te implic alt susținător, cred, să cheltui banii dacă te-a susținut păi pe tine. Păi dă premiul cu merită. Ca să nu cred. Am. Dacă te-a susținut pe tine, dacă erai tu, era altceva. Dar să implice în alt... Am primit o scrisoare de la o doamnă care e fan înfocat și acolo în câteva rânduri scria o să aibă ei nevoie la sfârșitul emisiunii, deci de susținerea noastră. Nu știu, dar nu cred că și-ar cheltui bani așa alții, știi? Nu știu. Habar n-am. Habar nu, nu am. Știu, nu știu. Eu n-am votat, n-am niciodată. Când o să ajungă acasă o să votez în sezon. Da. Dacă să te iei singură tot sezon? Eu plecam. Eu luam poarta și mă duceam acasă. Nu stăteam. Din primele săptămâni am vrut să... Și le zicea la fel. Din primele două săptămâni zicea că pleacă. Eu cred că nu știu dacă după o săptămână, două, o săptămână, ceva de genul. Am zis că eu ies pe poartă. Am zis că nu mai stăt vreo două ori. Nu mai rezistam de atunci. Dar păi să stau singur. Nu, și-au trecut 5 luni, frate. Dar păi să stau singur, știi cum sărea în gardul ăla fără să-l ating. Păi bune zic. Nu știu, și așa mă uit la tine, nu știu. Eu cred că am luat razna puțin. Mi-am zis și lui. Nu știu, noi. Nou, suntem noi doi și tot nu mai pot. Tot nu mai suport. Eu am ajuns în punctul în care nu mai suport nimic. Nici. Mi se pare incorrect. Tot mi se pare, nu știu, am ajuns într-un punct în care cu el de mână o iau pe câmpii. Nu mai. E greu, chiar greu. Dacă mi-aduc bine aminti, după 16 încolo, punem prima săptămână. M-am zis, eu ies, eu îmi fac bagajul. După ai văzut o motivație. 16 a intrat el. Pe da. 17. Și atunci ai zis... A intrat în acea zi cu tine. Nu? Cu mine? Eu sunt de pe 10 aici. În live, mult, live. În casa fetelor. În casa fetelor, el a intrat odată cu tine. A, și eu eram deja în live acolo, parcă. Capricile iubirii. Este evident pentru toată lumea că e casa scindată în două. Și cumva e casa scindată în două, poate pentru Marele Premiu, că pentru orgolii nu cred că ar fi lumea așa de deranjată. Sau cel puțin, nu știu, chiar înverșunați sunteți. Da, Amalia. Vreau să spun că mi se pare că tensiunea se vede și la nivelul fetelor, pentru că, de exemplu, Diana până acum parcă n-a fost atât de înverșunată, ea mereu a fost mai liniștită. Acum văd că este, bine, este și într-o cursă de eliminare și o înțeleg, dar vedem tensiunea și la fete și e clar că nu e o situație ușoară și nu
știu cum o să fie acum în weekend și mai ales că vine și petrecerea de care voi vă temeți, că știm că vă temeți un pic de ea. Eu zic să vă liniștiți, să aveți grijă weekendul acesta, pentru că uite unde se poate ajunge și nu e ok. Pe de altă parte, este normal, pentru că gradul de toleranță a scăzut destul de mult datorită faptului că sunt persoane din diferite medii pentru o perioadă extrem de îndelungată în casă și cu tot felul de conflicte, personalități diferite, caractere diferite, este normal să se întâmple așa ceva și bineînțeles că este vorba și despre premiu, dar este vorba și despre gradul de toleranță și despre orgolii de asemenea. E adevărat, dar acum știi cum e, că și la un serviciu te duci și găsești oameni de diverse caractere. Unii sunt mai introvertiți, alții mai extrovertiți, da, unii sunt mai colerici, alții sunt mai calmi. Aici locuiesc 24 din 24 și nu au supape, pentru că cei care lucrează împreună au supapa de a merge seara acasă, da, în sânul familiei și a se manifestă. Și îi zici acolo de dulce dacă e la o adică, nu? Sunt niște supape, să le spunem așa. Aha, există niște subterfugii față de... Da, pe care ei nu le au. Sunt tot timpul aici, camerele deschise. Ok, am înțeles. Și atunci gradul de toleranță scade destul de mult. Da. Eu vă sfătuiesc mai degrabă să vă gândiți la lucrurile care urmează frumoase pentru voi. Logodne pentru cei care n-au avut și poate își doresc. Fantasy date-uri, rochii de mireasă, bijuterii de mireasă, costumele de ginere, finala... Căsătoria până la urmă, depunerea actelor, dacă este cazul și vreți să faceți toate lucrurile astea. Adică mie mi se pare că decât să vă aventurați într-o luptă care practic n-are nicio miză, cred că mai degrabă ar trebui să vă concentrați pe relațiile voastre, pe bucuriile voastre, pe lucrurile frumoase care vi se pot întâmpla și... După ce se deschid ușile. Uite, mi s-a părut așa de frumos când am vorbit aseară despre cererea în căsătorie a Daianei pentru Dani. Abia aștept să văd nunta de probă a lui Vlad de miercuri. Marți? Așa, mă scuze, acum marți, miercuri. Trebuie să-ți modifici invitațiile, să nu uiți amănuntul ăsta, da? Ok. Astea sunt lucrurile frumoase, astea sunt lucrurile pe care chiar merită să le discutăm și să le analizăm și să, de care să ne bucurăm. Da, nimeni nu a spus că în această situație conviețuirea este ușoară. Numai că încercați în această perioadă să vă uitați către aspectele pozitive pe care le aveți în casă. V-ar ajuta, adică în perioada aceasta scurtă care a mai rămas până când se termină sezonul, v-ar ajuta să treceți cu ușurință. De mâine, 30 de zile, nu? Da. Da? Da? Yeah! Să știți că, da, a început a mereu, nu? Să știți că și eu număr, că și eu plec în vacanță, dragilor. Adică suntem, nu suntem în aceeași oală, dar aproape, fiecare, știți cum este. Suntem cam pe același aragaz, dar cu ochiuri diferite, știți?